Bună dimineața, prieteni! Am ieșit afară un pic să mă plimb, că eu așa îmi place să ies dimineața. Și a uitat, prieteni, afară plouă. Și mi-am luat o cafea și stau aici unde era odată. Aici era magazinele, dacă vă mai aduceți aminte, lumea copiilor. Cine își mai aduce aminte, n-ai cum să nu uiți. Da, prieteni, și am luat o cafeluță și m-am băgat aici, că e mai bine aici, pentru că nu este cafea caldă, cafeluța e caldă și afară plouă. Afară este urât plouă, uite crizantemele. Dacă mi-aduc bine aminte, prieten, aici cred că a fost magazinul ăla prin anii 82, parcă mi-aduc aminte. Aici era un magazin Lumea Copiilor, unde sus era îmbrăcăminte și încălțăminte și la parter, la fel, dar să nu uităm ca Dâmbovițeanu sau Târgovițeanu își mai aduce aminte că la noi în Târgoviște era un magazin aici, în spațiul meu unde filmez eu, un magazin mare, Muzica, unde se regăsea pe timpurile alea. La fereastră era o tobă, o chitară electrică, o chitară normală, adică o chitară rece. Și multe instrumente care erau la geam puse, bineînțeles că acolo se găsea în magazin și alte articole. De exemplu, eu veneam aici și luam acolo de doză de pick-up, dacă vă aduceți aminte. Și când se strica doza la acolo ăla, la pick-up, de aici îți cumpărai. Și eu de aici de multe ori veneam și îmi cumpăram și mai regăseai înăuntru table de șah, de remi, mai multe articole, discuri, multe, multe chestii pentru muzică, cum erau pe vremurile alea, prieteni, afară plouă. E urât afară, dar nu avem ce să facem, prieteni, a venit toamna și m-am băgat aici pentru că aici e mai bine. Nu mă plouă, n-am umbrelă la mine. Am zis, dacă tot am ieșit la o plimbare, am luat cafea, am văzut un loc bun aici, m-am băgat și eu aici, că aici nu mă plouă. Poate să oprește ploaia. Ia uitați, prieteni, plouă. Eu am clipuri aici care am mai stat aici, cred că prin 2018, 2019, 2020, când ploua, stăteam aici. Pentru că aici e un loc bun să stai de ploaie, cine nu are umbrela la el, mai oprește aici, cine nu, se plimbă prin ploaie. Dar prieteni, e duminică, e toamnă, apare urât. Vine curând și iarna, dar mergem mai departe, vrei să ne uitați parcul, dar uitați crizantemele, n-avem ce să fac în parc acum că mă plouă, trebuie să mă duc tot mai acolo la puișor, dar e departe și dacă nu l-am văzut loc pe aici, eu am mai stat pe aici, e perfect. Stau bine. Crizanteme frumoase, uitați-le. Asta cred că și iarna rezistă, dacă mi-aduc eu bine aminte. Țin. Și iarna aceste flori. Thank you.
parcul. Vedeți că parcul se spală, să mă dau mai așa, să se vadă un pic. Se spală parcul, la noi, în Târgoviște, parcul se curăță în fiecare zi. Da, este tot plouă mărunt. Afară, prieteni, o luăm prin parc un pic să vedem cum se vede frunzele pe alei, numai dacă n-a fost curat. Vedem acum. Ia uitați crizantemele, câte crizanteme sunt. Ia să vedem, prieteni. Ia uitați, prieteni, ce e aici. Ia uitați ce frumos se vede covorul frunzelor ruginii. Pe toată alea aceasta, pentru că v-am arătat că pe partea cealaltă se spală, se curăță mașinuța aceea. Ia uitați, aici încolo sunt multe frunze, ia uitați ce frumos e. Ia uitați ce frumos e. Foarte, foarte frumos. Că soamnă e soamnă, e minunat. M-a spus că vin duminica, pentru că duminica așa e pe aici. Ați văzut, prieteni, ce frumos este toată alea aceasta? Ia uitați! Anul trecut, acum un an, doi, strângeau frunzele, acum le mai strângi. Mie îmi pare bine că le mai strângi, pentru că adevărata toamnă, așa e cum vă arăt eu acum, să rămână frunzele pe iară, pentru că e frumos, e plăcut, prieteni, e toamnă. Vedem și orașul, pentru că am spus că toamna este cel mai frumos peisaj al anului timpului. Ia uitați copacul. Afară plouă, mă plimb prin ploaie. Ia uitați crizantemele. Asta, dacă ninge în iarna asta, mi-ar fi plăcut să ningă, să mai vedem cine un pic de zăpadă. Să vedeți că le regăsiți aici, crizantemele. Casa Sindicatelor, unde am văzut multe piese de teatru, aici se desfășoară în fiecare an crizantema de aur. Ia uitați, prieteni, ce e aici, ce frumos se vede, uitați copacii, ce minunat se vede. Foarte frumos, prieteni, vă doresc o după amiază cât mai frumoasă tuturor.